Bună seara! Mulțumesc tare mult pentru că m-ați prezentat atât de frumos și mai ales obiectul de activitate al companiei pe care o reprezint a fost foarte bine prezentat. Dar vreau în primul rând să felicit și eu Ghidul Primărilor pentru 20 de ani de existență. Este o bornă și cred că și un moment de reflecție pentru autoritățile locale, pentru a vedea care sunt progresele, care sunt provocările, pentru că eu cred că și unele și altele sunt destul de multe. Iar de progrese, tocmai ce am văzut aici, o aplicație care chiar mă întrebam de ce nu este mai mult folosită, dar desigur, probabil că va fi. Despre provocări, ce să vă spun? Despre una dintre ele voiam să vă vorbesc eu în seara asta. Este vorba de provocarea cu care eu mă confrunt de 11 ani de când conduc PAID, pulul de asigurare împotriva dezastrelor naturale. Este vorba de parteneriatul public-privat pe care încerc să-l construiesc, deși el este instituit în baza unei legi, legea 260, din 2008, această lege. Acest parteneriat nu prea funcționează. Și, ca să vă spun cinstit, legea asta este utilă tuturor, pentru că ea se referă la gestionarea sistemului de asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale. Cu dezastrele naturale România se confruntă. E adevărat, cum a spus și doamna Săftoiu, nu prea am avut așa mari probleme în ultimul timp, dar Doamne ferește! Să știți că hărțile de risc pentru România nu sunt atât de optimiste și probabil că domnii primari știu asta. Există niște hărți care ne spun și noi știm asta foarte bine. România este o țară expusă unor riscuri naturale, foarte expusă. Bucureștiul, să nu vă spun că este pe locul întâi ca risc la major fața cutremurelor. Deci nu cred că ar trebui neglijat acest aspect. Deci legea asta protejează atât proprietarii de locuințe, pentru că asigură o protecție financiară acestora în cazul în care s-ar întâmpla un eveniment natural, dar și autoritățile locale protejându-le bugetele în cazul în care aceste evenimente s-ar întâmpla, bugetele fiind exonerate de acele ajutoare pentru reconstrucție post-dezastru. Și până la urmă este și normal să existe un sistem privat, pentru că această companie pe care o reprezint este o companie privată. Este și normal să existe o companie privată care să gestioneze aceste rezerve financiare în cazul în care ceva s-ar întâmpla. De exemplu, compania pe care o reprezint are acum un program de reasigurare care stă în spatele numărului de locuințe pe care noi le avem asigurate în momentul de față de 1 miliard 100 de milioane de euro, cumpărat din piața financiară din întreaga lume de la companii de top cu rating foarte, foarte bun. Deci, și asta pentru un grad de cuprindere în momentul de față de 20%. Deci în momentul de față în România avem 9.600.000 de locuințe, dintre care doar 2 milioane asigurate, cu asigurare obligatorie. Pentru aceste 2 milioane noi avem 1 miliard 100 de milioane de euro program de reasigurare. Ce ar face statul român în cazul în care s-ar întâmpla un cutremur? Despre ce sume vorbim? Deci nu vorbim de zeci de milioane, vorbim de miliarde pe care niciun stat din lumea asta nu poate să-i acopere din surse proprii. Există peste tot în lume pentru asemenea situații programe sisteme de asigurare care private care asigură aceste sume extrem de mari. De aceea încerc întotdeauna să explic
autorităților locale, instituțiilor publice, că aceasta este o problemă de vulnerabilitate națională. Faptul că nu avem asigurate locuințele, că nu avem asigurate nici instituțiile publice, asta e altă problemă, dar nu este problema mea în momentul de față. Și atunci, cred că cel mai important lucru este ca, dincolo de lege, care prevede obligații pentru ambele părți, să ne asumăm rolul și responsabilitatea morală de a fi onești în fața oamenilor și de a le spune că bugetele locale, centrale, nu permit în momentul de față, ca în cazul în care un eveniment major s-ar întâmpla, s-ar produce în țara asta, să le reconstruim locuințele. Și că pentru asta există sisteme foarte bine puse la punct. Și să vă spun cinstit, nici n-ar fi drept să folosim bugetele publice pentru reconstrucția locuințelor, pentru că asta ar însemna măriri de taxe pentru cetățenii ceilalți. Deci consider că banii aceștia pe care i-ați putea salva din banii pe care oamenii ar primi din asigurări, dumneavoastră i-ați putea folosi foarte bine și ar trebui să-i folosiți pentru alte probleme, pentru infrastructură, pentru cu totul și cu totul alte situații de care cu siguranță fiecare comunitate are nevoie. Vreau să vă spun doar atât, că în situația de anul trecut, în 2023, am avut două evenimente minore, care au impactat absolut minor România. E vorba de două cutremure în Gorj și zonele limitrofe și în Arad. Pentru aceste evenimente minore, noi am avut la PAID 3500 de dosare de daună deschise pentru un grad de cuprindere de 10%, cel puțin în Gorj și zonele limitrofe, gradul de cuprindere este 10%. Deci mai puțin de o locuință din 10 este asigurată. Și pentru aceste daune noi am plătit 5 milioane de euro. Bani pe care altfel ar fi trebuit să-i plătească autoritățile locale sau centrale. Vă întreb, oare nu este mult mai eficient să folosim acest sistem care există, să folosim acești bani pe care noi îi avem la dispoziție, avem fonduri proprii, avem reasigurare, în loc să folosim banii pe care și așa îi strângeți cu greu de la contribuabili? Mi-ar plăcea foarte mult să vă fi convins că lucrurile astea sunt utile pentru dumneavoastră și mi-ar plăcea să vă spun că noi am avut și niște modificări legislative în legea 260, n-am insistat pe modificarea măsurilor punitive, nici pentru asigurați, nici pentru autoritățile locale, am insistat pentru informare, am insistat pentru introducerea unor puncte de verificare a poliței de asigurare, tocmai pentru a mări gradul de cuprindere în asigurare și nu pentru a amenda oamenii. Știm că nu e... primarii nu fac lucrul ăsta și noi nici nu vrem o Românie amendată, vrem o Românie informată. Dacă oamenii nu înțeleg în timp despre ce este vorba, sigur putem aplica și amenzi, dar nu în momentul ăsta. De aceea, îndemnul nostru este să reflectăm mai mult la aceste beneficii pe care sistemul pe care noi îl avem în funcțiune îl poate aduce României, să încercăm să utilizăm mai mult datele pe care noi le avem în bazele noastre de date. Bunoară, noi avem baze de date cu toate locuințele care sunt asigurate și mă întrebam, domnule profesor, dacă nu cumva s-ar putea extrage din bazele noastre de date unde primăriile au acces cu parolă și user încă din 2010, pe care nu o folosesc, deci ca să fim bineînțeleși, dacă nu s-ar putea extrage de acolo locuințele care sunt asigurate, astfel primarii să aibă listele cu locuințele neasigurate, pentru că domnii primari sunt obligați să informeze pe cei care nu au asigurări de faptul că nu îndeplinesc obligațiile legale.
Deci chiar în momentul în care dumneavoastră vorbeați, deja eu mă gândeam cum am putea să facem o asemenea importare de date în aplicația aceasta, astfel încât primăriile să aibă într-adevăr integrate toate informațiile despre locuințe, despre proprietăți. Sigur, un GIS se poate face oricum. Dacă avem datele de intrare, nu este nicio problemă. Fie pe număr poștal, fie pe număr cadastral. Dacă imobilul este deja întabulat, se poate face pe număr cadastral. Dacă nu este întabulat, se poate face pe număr și adresă. Pentru că, în momentul de față, teoretic, toate primăriile ar trebui să aibă deja numerele poștale implementate. Deci acolo se poate face bază de date. Mi s-a părut foarte bună aplicația și dacă vreți, adică se poate, fără probleme. Benefică pentru toate autoritățile deci, locale, orice, pentru că, într-adevăr, se lucrează cu multe baze de date și e foarte greu de lucrat cu... De exemplu, atâtea. În GIS-ul pe care l-am făcut la Șotânga, dacă avem lista și adresele cu locuințele care sunt asigurate, ele se pot pune în baza de date. Fie se pot colora, dacă este nevoie, se pune o culoare, sau dacă dat click pe ele, se poate scoate un raport, deci fără nicio problemă. Minunat. E foarte ușor. Așa m-am gândit și eu, dar am vrut să am confirmarea dumneavoastră. Sigur. Doar o chestie de voință. Aici trebuie ca oamenii să conștientizeze cât e nevoie, cât de mare nevoie de o bază integrată de date. Păi, numai așa, viitorul ăsta este, nu se poate altfel. În încheiere, doream să... Vă spun că aș vrea să cred că după cele câteva cuvinte pe care vi le-am spus, reprezentanții autorităților locale, nu știu exact cât sunteți aici, veți reflecta mai mult la importanța pe care aceste asigurări o au și veți reflecta mai mult la modul în care putem să creștem împreună reziliența comunităților și să micșorăm vulnerabilitatea României în caz de evenimente majore. Asta cu atât mai mult cu cât știm cu toții că schimbările climatice produc un număr din ce în ce mai mare de evenimente naturale cu o severitate aproape neașteptată până acum.